Înainte de filmul ăsta, am mai avut încă un film, tot o poveste de cuplu. Și m-am gândit să fac o altă poveste de cuplu, dar încercând să, oricum, să esențializez cinematograful, să renunț la orice, elemente de care nu ai nevoie, într-adevăr. Dialog, decupaj excesiv, mișcări de cameră de care nu ai nevoie. Și practic am într-un fel este o continuare a primei povești, a primului scurtmetraj, tot o poveste de cuplu. Gândindu-mă cum rezolv povestea de cuplu, practic, înainte de filmare, Așteptând zorile, era și varianta asta de a nu avea dialog. Și a făcut Așteptând zorile cu dialog. Pentru mine e un experiment bun să încep și zona de film fără artificii, fără cât mai simplu, dar nu simplist. Este o producție independentă, este al doilea scurtmetraj produs de un grup care s-a strâns sub numele de Danubius Film. Ne producem singuri filmele, acum suntem în pregătire cu al treilea scurtmetraj. Toată echipa este aceeași, mai puțin actrița. Inițial trebuia să fie aceeași actriță ca în celălalt scurtmetraj, care Așteptând zorile. Nu s-a mai putut, dar a fost foarte, foarte bună venirea Costinei, Costina Sheiruz, Adrian Văncică, imaginea Tony Cartu, sunetul este făcut de Ioan Filip, mixajul, și priza de sunet este făcută de Marius Subretin și Tony Cartu, imaginea, nu știu dacă am zis. Și montajul de Sorin Baican. Este foarte greu să tai un copac, este foarte, foarte greu și am peste un an de zile s-a căutat un copac într-o zonă în care să se defrișeze. Ideea mi-a venit să fie un copac, putea să fie o casă, crease, ideea a fost să o demoleze, putea să fie orice element care să fie un liant al dacă vrei, al cuplului. Și mi-am venit de copacul și atunci am căutat, nu am găsit și, din întâmplare, scenografa ne-a găsit Cezar Armașu, ne-a găsit locul ăsta unde se defrișa și, de fapt, copacul rămăsese, era singurul rămas tăiat. Acum am un scurtmetraj barbut, îi spune, cu Tache Florescu, actor, aceeași echipă, echipa și de dop și montaj este fix aceeași echipă. Și suntem în pregătire cu primul lungmetraj. Mai mă interesează o zona a unor povești despre care știu mult eu. Sunt povești care până acum, din păcate, am scris singur poveștile, scenariile. Din păcate că nu prea sunt scenariști care să vină să ai scenarii, poate în aceeași zonă. Sunt scenariști, dar sunt foarte puțini. Sunt foarte buni, sunt câțiva foarte buni, dar sunt foarte puțini. Și sunt povești cu multe bucăți rupte din mine. Fiecare poveste își cere decupajul și nu cred într-un stil regizoral. În momentul în care ai un stil, ești mort de mult. Pentru că fiecare poveste își cere decupajul ei.